acest moment suntem pregătiți în mod oficial să începem festivitatea de premiere a trofeului Valea Uzului 2023. Înainte însă de a începe acest moment festiv, cu toate că vremea pare să fie una tulburată, trebuie să facem un lucru așa cum este și normal. Aș vrea să invit aici în față, alături de noi, în aplauzele voastre, bineînțeles, pe membrii Team Adidas Popa, oamenii care s-au ocupat ca lucrurile să meargă mai departe. Bună seara! Nu suntem toți. O parte dintre noi muncesc să despacheteze ce a fost aici, pentru că săptămâna viitoare ne mutăm la Bacău pentru Raliul Moldovei. E o muncă titanică și oamenii au fost trup și suflet și sunt trup și suflet pentru evenimentul care urmează. Îi aplaudați, vă rog, pe cei care sunt și ne gândim și la cei care muncesc acum acolo sus. Mulțumesc frumos! Mulțumim Luiza Răspopa, mulțumim Team Adidas Popa. De asemenea, aș vrea să invităm alături de noi aici în față și pe oamenii ce sunt de asemenea întotdeauna alături de trofeul Valea Uzului. Este vorba de domnul Toma Constantin, primarul de aici din Dărmănești, omul pe care îl cunoaștem foarte bine de la prima ediție și care văd că deja este cunoscut de o mare parte din sportivi și prietenii sportului. Alături de noi este și domnul Narcis Jitaru, subprefect, ce vine alături de această competiție și căruia îi mulțumim. Și de asemenea îi mulțumim și domnului Bruma de la Unilift, oamenii care ne ajută cu premii ce fac mașinile mai frumoase astăzi, și domnului profesor doctor universitar Gheorghe Grigoraș de aici din Dărmănești, omul care susține performanța la întreg nivelul. Aș vrea din nou să vină măcar în partea din față și membrii Team Adidas Popa, pentru că așa cum este normal, nu numai când suntem prezenți aici în Bacău, dar când suntem prezenți pe întreg planul național în cadrul competițiilor automobilistice, ne gândim de fiecare dată la omul ce a început această frumoasă aventură a competițiilor băcăoane. Ne gândim la sportivul, la pilotul, la organizatorul, dar mai ales la omul Adidas Popa. Și din acest motiv, înainte de a începe acest moment festiv, vă rog frumos să ținem un moment de reculegere în memoria lui Adi. Mulțumesc! Mulțumim! Blană, frate! Bun, începem momentul festiv de aici, de la trofeul Valea Uzului, și vom mâna microfonul domnului Toma Constantin, primarul de aici din Dărmănești, pentru că, așa cum o bună tradiție începută aici la Valea Uzului, la trofeul Valea Uzului, continuă mai departe, urmează să-i premiem pe elevii cu rezultate remarcabile odată cu această etapă. Mulțumesc foarte mult, încerc să fiu foarte scurt, că se pare că vine ploaia. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care astăzi și ieri ați fost la Dărmănești, tuturor sportivilor, ați fost geniali, a ieșit așa cum trebuia, așa cum ne-am gândit. Mergem să premiem excelența, avem 4 șefi de promoție și fiecare an promoțiile de excelență, zic așa, sunt premiate. Îl invit alături de mine pe Munteanu, pe Munteanu Alexandra Ioana, șefa, sau cum vreți dumneavoastră, șefa de promoție la Liceul Tehnologic. Îl rog pe domnul profesor universitar Grigoraș să înmâneze diploma și premiu. Și avem și o invitație la Festivalul Internațional de Blues. Felicitări! Haideți să o aplaudăm! Îl invit alături de noi pe Fulga Bogdan Florin, șef de promoție 997.
venit alături de noi Nicolae Adrian Ursu. 10. Și Buleac Nicola, 10. Sunt cei mai buni dintre noi. Încă o dată aplauzele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și felicitări încă o dată tinerilor ce fac, iată, performanță în partea asta de învățătură, o parte esențială pentru viață. Haideți să-i mai aplaudăm încă o dată pe juniorii pe care an de an îi premiem aici la Dărmănești. Felicitări încă o dată acestor tineri. Îi mulțumim domnului Toma Constantin pentru că premiază excelența de fiecare dată și acum unii ar spune în ploaie, eu aș spune însă în lacrimi de bucurie pentru că această tradiție continuă aici la Dărmănești. Mergem către sportivii participanți în cadrul campionatului național de viteză în coastă și începem acest moment festiv cu premiera clasei naționale Dacia, cu mențiunea că în categoriile în care am avut parte de mai puțin de 3 piloți vom premia doar câștigătorul competiției, dar în cadrul clasei naționale Dacia, alături de noi, pe prima poziție, este Mihai Alexandrescu! Îl invităm pe domnul Toma Constantin să ne ajute cu înmânarea premiului. Dacile rămân foarte frumoase și apreciate pe traseu. Mihai Alexandrescu, câștigătorul clasei naționale Dacia. Mergem acum și către Dacia Revival, categoria ce unește toate modelele Dacia, cele mai modificate, cele încadrate în categoriile de omologare. Și îl invit pe domnul Narcis Jitaru, alături de domnul Brumă, pentru că avem podium aici, să ne ajute cu înmânarea premiilor. Și bineînțeles, alături de toți invitații dragi pe care avem alături de noi, Dacia Revival, așadar, pe poziția a treia, îl avem alături de noi, pe Adrian Popa! Poziția secundă îi revine brașoveanului Robert Dada! Bravo! Iar victoria la Dacia Revival îi revine aceluiași Mihai Alexandrescu! Haideți cu aplauze pentru podiumul de la Dacia Revival, Mihai Alexandrescu, Robert Adam și Adrian Popa! Mergem acum către clasele de cilindre ale campionatului național de viteză în coastă pentru vehicule istorice. Pe poziția a treia, cu o Dacia 1310, îl avem alături de noi pe Valentin Nemțanopo! Poziția secundă în cadrul clasei A2 plus pe 2 plus C2 îi revine aceluiași Adrian Popa! Iar victoria într-un podium de capacitate cilindrică, dar dominat de Daci, îi revine aceluiași Mihai Alexandrescu! Thank you.
Îi mulțumim încă o dată și domnului profesor, doctor universitar Gheorghe Grigoraș, de aici din Dărmănești, pentru ajutorul oferit în cadrul festivității de premiere. Clasa 2 plus pe 2 plus C2, Mihai Alexandrescu, Adrian Popa și Valentin Nepțanu. Mergem acum către categoria I1 a Campionatului Național de Viteză în Coastă pentru vehicule istorice. Aici vorbim de vârsta modelelor pe care le avem la start. Iar pe poziția a doua revine Mihai Alexandrescu! Iar Victoria, după ce a făcut spectacol pe manșele de concurs, merge către Eduard Dodge! Podiumul categoriei 1 din Campionatul Național de Viteză în Coastă pentru istorice, Eduard Dodge, Mihai Alexandrescu! Mergem acum și către categoria I2, clasa ce închide frumoasa lumea modelelor istorice și pentru a menține aceste modele impecabile, prietenii noștri de la Unilift vor oferi câte un voucher de detailing și produse de curățenie a mașinilor către toți participanții din această categorie. Pe poziția a treia, cu Dacia 1310, revine Valentin Nepțanu! Poziția secundă la I2 este obținută de către Adrian Popa! Iar victoria îi revine lui Dan Mirișteanu! Podiul categoriei I2, Dan Mirișteanu, Adrian Popa și Valentin Nepțanu! Le mulțumim prietenilor noștri de la Unilift pentru ajutor în premiere. Vreau să le mulțumim și celor de la Dară și Panimon pentru susținere. Și mai avem o serie de prieteni ce vor oferi vouchere în această zonă a premierii pentru experiențe inedite. Mergem acum către clasamentul general al modelelor istorice. Pe poziția a treia revine alături de noi Dan Mirișteanu! Iar pe poziția secundă, cu un premiu special, o scufundare monitorizată la Nemo Diving și știind cumva dorința acestui pilot de a încerca lucruri noi, sunt sigur că se va întâmpla asta la un moment dat. Vreau să-l invităm pe podium alături de noi pe Mihai Alexandrescu! Iar victoria și un voucher de cine de 600 de lei la ponton merge pe un BMW 2002 către Eduard Dodge! Podiumul Campionatului Național de Viteză în Coastă pentru modele istorice. Câștigător Eduard Dodge, poziția secundă îi revine lui Mihai Alexandrescu, iar
Dar pe poziția a treia îl avem pe Dan Dirișteanu. Mergem acum către debutanții campionatului național de viteză în coastă și cum aceștia se află la început de drum, cu toate că duc mașini foarte frumoase, le vom oferi și lor premii de la Unilift pentru detailing și o curățare profesională a mașinii de concurs. Pe poziția a treia îl avem pe sărbătoritul acestei etape și haideți să primim cu aplauze pe Tudor Luca! Am avut 10 debutanți la start, așadar bătălia a fost serioasă. Pe poziția a doua însă, cu modelul Dacia Logan, revine Sorin Muțano! Iar la prima participare la viteză în coastă avem și victorie pentru Daniel Arcan. Aia vreau să spun că sper că și știe Daniel de acest rezultat. Vine acum repede, repede alături de noi. Podiumul debutanților, Daniel Arcan, Sorin Huțanu și Tudor Luca! Bine, Tudor! Și cum i-am premiat pe juniorii cu performanțe pe partea școlară și ai noștri se descurcă bine pe partea asta, dar aici au venit până la urmă pentru pilotaj. Mergem așadar către viitorul acestui sport. Pe poziția a treia, l-ați văzut mai devreme, revine alături de noi Tudor Luca! Pe poziția secundă, îl avem alături de noi pe Târgu Mureșanul, Petur Păsco! Iar trofeul pentru prima poziție merge la Sibiu. Haide să-l primim cu aplauze pe Alexandru Cazaco! Podiumul juniorilor, Alex Cazacu, Peter Pascu și Tudor Luca. Am avut de toate weekendul acesta la trofeul Valea Uzului. Avem și un curcubeu care să completeze atmosfera faină pe care o aducem aici în Dărmănești. Mergem acum către automobilele electrice, iar sportivul de pe poziția a treia va avea din nou o scufundare monitorizată oferită de prietenii de la Nevo Diving Center, iar omul ce obține acest premiu pe poziția a treia, așadar, la electrice este Sebastian Șerban! Locul al doilea și o viitoare cină la terasa cu ancore, Forie Nord, Horia trebuie să mergi la mare, îi revine lui Horia Platona! Locul 1 și omul care probabil că îl va însoți pe Horia în această vacanță, câștigătorul de la electrice cu Tesla Model 3 Performance, același Dominic Marco! Mulțumim, mulțumim, mulțumim de tot!
Haideți să îi aplaudăm pe cei trei, Dominic Marcu, Horia Platona și Sebastian Șerban. Și avem și a doua poză și cu voucherul pentru Dominic. Hai să mai aplaudăm încă o dată pe electricii noștri. E un lucru inedit și partea aceasta de tehnologie pe care o aduc ei în campionat este una deosebită. Și cu voucherul ăsta o să vină și niște poze faine de pe aștept să le vedem acolo pe social media. Mergem acum către clasele de performance factor ale campionatului național de viteză în coastă. Începem cu această clasă 7B, unde pe poziția 3-a, la revenire în campionat, îl avem pe localnicul Florin Gafton. Poziția secundă la 7B este obținută cu un model Dacia Logan de Cosmin Petre. Trofeul pentru prima poziție a clasei 7B merge însă în Timișoara. Hai să primim cu aplauze pe Alexandru Crepelca. Podiumul clasei 7B, Alexandru Crepelca, Cosmin Petre și Florin Gafton. Să fac cunoștință după diseară. Mergem acum către clasa 7-a campionatului național de viteză în coastă. Aici, pe poziția 3-a, la revenirea în campionat, îl avem pe Daniel Mereuță. Poziția secundă este obținută de către Sorin Huțano. Și iată că modificările făcute peste iarnă au dat succes, iar victoria în cadrul clasei 7-a îi revine lui Adrian Coteanu. Haideți cu aplauze pentru podiumul clasei 7-a, Adrian Coteanu, Sorin Huțanu și Daniel Mereuță. Clasa 7B, am greșit de data asta, clasa 7A așadar, pe prima poziție împreună și o clasă foarte disputată, 6 sportivi la start aici. Mergem acum și către grupa cu numărul 7, grupa ce unește cele două clase, iar pe poziția 3-a revine alături de noi Sorin Huțano. Poziția secundă este obținută de către Adrian Coteanu. În ce parte pe care să rămâneți sau să recomandăți Mercurea? Iar victoria în cadrul grupei cu numărul 7 îi revine experimentatului Alexandru Crepelca. Experimentatule! Podiumul grupei 7, Alexandru Crepelca, Adrian Coteanu și Sorin Huțano. Mergem acum către clasa 6B de Performance Factor, iar pe poziția 3-a, în culorile 206 Racing Team, îl avem pe Silviu Părnuță. Poziția secundă este obținută de către Ștefan Săragea.
Iar victoria pe Odace Logan cu motor de Renault îi revine lui Eusebio Firfirica. Podiumul clasei 6B, Eusebiu Firfirică, Ștefan Saragea și Silviu Părnuță. Facem trecere acum, așa cum este și normal, către clasa 6A de Performance Factor. Cupele ajung exact unde trebuie și mergem la această categorie, unde pe poziția 3-a revine pe podium juniorul Peter Pasco. Poziția secundă la 6-a este obținută de către Costin Popescu Doc. Și după ce ne-a arătat că merge bine pe macadam, merge bine cu mașina aspirată, a demonstrat că și cu turboul poate să vină pe prima poziție. Câștigător este sibianul Alexandru Casaco. Bine, domnilor! Podiumul clasei 6-a, Alexandru Casacu, Costin Popescu și Peter Pasco. Mergem acum și către grupa cu numărul 6, ce la fel ca de fiecare dată unește cele două clase, iar aici podiumul coincide cu cel al clasei 6-a. Pe poziția 3-a îl avem pe Peter Pasco, pe poziția secundă pe Costin Popescu, iar câștigător este Alexandru Casacu. Ați fost siguri la două grupe? Podiumul grupei cu numărul 6, Alexandru Casacu, Costin Popescu și Peter Pasco. Mergem acum către clasa 5B de Performance Factor. Iată o clasă preferată de către băcăuani în această competiție. Prin urmare, pe poziția 3-a, cu un Ford Focus ST, îl avem pe Cristian Barbu. Poziția secundă este obținută de către Daniel Arcan. Iar victoria merge către locomotiva de Reșița și Andrei Precop. Podiumul clasei 5B, Andrei Precop, Daniel Arcan și Cristian Barbu. Când vine vorba de clasa 5-a, am avut parte de un reprezentant de seamă, iar din Moinești, de aici, din apropiere, îl avem pe podium alături de noi pe Sebastian Scârlet. Participantul nostru de la 5-a, Sebastian Scârlet,
Și dacă Sebi n-a avut de furcă aici la 5-a cu adversarii, bine, cadrul grupei cu numărul 5 a fost o bătălie spectaculoasă pentru victorie. Locul al treilea îi revine așadar lui Daniel Arcan. Bravo, Daniel, de câte ori câștigi? Pe trei. Și după ce a câștigat prima manșă de concurs, pe poziția secundă îl avem pe Andrei Precop. Iar după o revenire de senzație în manșa secundă, trofeul pentru prima poziție de la grupa cu numărul 5 rămâne aici în Bacău. Haideți să-l primim încă o dată alături de noi pe Sebastian Scârlet! Podiumul grupei cu numărul 5, Sebastian Scârlet, Andrei Precup și Daniel Arcan. Mergem acum către clasa 4B de Performance Factor, iar aici, alături de noi, cu un seat Leon, l-am avut pe spectaculosul Alin Pip Oprițescu! Clasa 4B, așadar, reprezentată de către Alin Pip Oprițescu. Mergem acum către clasa 4A. Iar aici, pe poziția 3-a, cu seatul din Pizza Diesel, îl avem alături de noi pe Gigi Bărea! Poziția secundă, tot de acolo din județul Sibiu, din apropiere, dar din Mediaș, îl avem alături de noi pe Florin Roșca! Iar victoria în cadrul clasei 4A este obținută de către Ovidiu Ponea! Podiumul clasei 4A, Ovidiu Ponea, Florin Roșca și Gheorghe Balea! Mergem acum și către cele două clase reunite. Așadar, avem podiumul grupei cu numărul 4, iar pe poziția 3 revine alături de noi Alin Pip Oprițescu. Poziția secundă este obținută de către Florin Roșca. Iar victoria cu îndrăgitul Seat Leon este obținută de același Ovidiu Ponea! Podiumul grupei cu numărul 4, Ovidiu Ponea, Florin Roșca și Alin Oprițescu! Mergem
mergem acum către clasa 3B a campionatului național de viteză în coastă, iar pe poziția 3-a o avem alături de noi pe Antonia Ioana Tănase! Poziția secundă la prima participare din acest sezon îi revine lui Ciprian Ciobotaru. Iar victoria merge către Florin Durche. Podiumul clasei 3B, Florin Durche, Ciprian Ciobotaru și Antonia Ioana Tănase. Și probabil o parte din costași nu cunosc acest aspect, însă în fiecare etapă din cadrul campionatului național de raliuri oferim un premiu special și un premiu de suflet pentru întreg motorsportul național. Este vorba de premiul Blană Frate și când vine vorba de acest premiu, ei bine, este decis un om care să ne aducă aminte cât mai mult de lucrurile frumoase pe care le realiza Adi Răspopa în momentul în care acesta era prezent din orice postură în competițiile sportive și cum în această etapă, prin podiumul obținut, prin ritmul avut pe traseu și mai ales prin îndârjirea cu care, zic eu, vine în toate etapele de viteză în coastă, premiul Blană Frate merge către Antonia Ioana Tănase! Blana soro, aș spune eu, Antonia Ioana Tănase! Iar acum mergem către podiumul clasei 3A. Așa cum vă spuneam, unde sunt sub 3 sportivi, se premiază câștigătorul. Iar câștigătorul clasei 3A este Claudiu Ciucă! Claudiu Ciucă, câștigătorul clasei 3A. Scuze-mă, dar nu, erai 13 persoane. Și mergem acum către grupa cu numărul 3. Ce reunește aceste categorii? Pe poziția 3-a revine alături de noi Ciprian Ciobotaru. Poziția secundă este obținută de către Florin Turche. Iar victoria în cadrul grupei cu numărul 3 merge către Claudiu Ciucă. Numărul 3, Claudiu Ciucă, Florin Turche și Ciprian Ciobotaru. Facem trecere acum către prototipurile de până în 1600 de centimetri cub. Iar în cadrul acestei clase, câștigător este Harghiteanul Boton Sovo. Thank you.
Anton Sabă, locul al patrulea la general și reprezentantul clasei Sports Car minus 1600. Mergem acum către cele mai puternice prototipuri și aici am avut parte de doi sportivi. Câștigătorul clasei E2 minus 3000 este așadar Octavian Ciofica! Bravo, Emil! Câștigătorul clasei prototipurilor până în 3000 de centimetri cub, Octavian Ciofica! Am înțeles, înțelegem. Mergem acum către generalul prototipurilor, iar aici, pe poziția a treia, revine Botol Somo! Poziția secundă în cadrul clasei Sports Car este obținută de către Emil Ghinea! Iar victoria în clasamentul prototipurilor este obținută de către Octavian Ciofica! Podiumul prototipurilor, Octavian Ciofica, Emil Ghinea și Botol Somo! Facem acum trecerea către categoria cu numărul 1, ce include turismele Campionatului Național de Viteză în Coastă, iar din 37 de concurenți, pe poziția 3, cu un Mitsubishi Lancer Revo 9, îl avem alături de noi pe brașoveanul Florin Burche! Poziția secundă pe un Seat Leon Cupra TCR din Reșița este obținută de către Claudiu Ciucă! Iar victoria categoriei cu numărul 1 pe modelul Tesla 3 Performance, victoria așadar este obținută de către electrizantul Dominic Marco! Podiumul categoriei cu numărul 1, Dominic Marco, Claudiu Ciucă și Florin Burche! Mergem acum și către categoria cu numărul 2 a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Pe poziția 3 revine alături de noi Botol Somo! Poziția secundă este obținută de către Emil Ghinea! Iar victoria categoriei cu numărul 2 este obținută de către Octavian Ciofica! Bravo!
vine Ciobico. Podiumul categoriei cu numărul 2, Octavian Ciobico, Emil Ghinea și Bogdan Somo. Și mergem acum către clasamentul general al trofeului Valea Uzului 2023. Iar aici, pe poziția 3-a, la primul podium european de viteză în coastă al unei mașini electrice în clasamentul general, îl avem alături de noi pe Dominic Morco! Poziția secundă este obținută de către primul cuceritor al dealului de aici, se pleacă din Dărmănești și merge către barajul de la Valea Uzului. Haideți așadar să-l primim cu aplauze pe Emil Ghinea! Cum pe Emil l-am văzut cu prezențe exotice, atât ca mașină de concurs, cât și ca mașină de stradă, concurenții de Open vor primi și vouchere de la partenerii noștri de la Unilift. Acolo cu norma cred că o să le dea un pic de lucru dacă vine vorba despre acest aspect. Câștigător însă, după ce a reușit să obțină victoria în 2021, în 2022, merge mai departe cu această poziție și în sezonul 2023. Haideți să-l primim cu aplauze pe Octavian Ciofică! Bine, campionule! Bine, tavare! Podiumul trofeului Valea Uzului 2023, Octavian Ciobică, Emil Ghinea și Dominic Marcu! Iar în cadrul fiecarei etape de viteză în coastă avem parte de un premiu foarte, foarte important și decernăm acest premiu celui mai rapid pilot al weekendului, practic sportivului ce a reușit în întreg weekendul de concurs să obțină cea mai rapidă urcare. Iar de această dată cu un nou record al traseului și un timp de 1:26.588, King of the Hill este Octavian Ciofică! Bravo, Obi! Cel mai frumos. King of the Hill, trofeul Valea Uzului, Octavian Ciofică! Și cu această premiere vreau să vă mulțumesc tuturor pentru un weekend de vis. Înainte însă de a încheia premierea, vreau să invit pe sportivi, alături de oficiali, alături de Tima din Răspopa, pentru o poză de grup și cu asta, de la microfon, eu, Ștef Raita, vă mulțumesc pentru un weekend foarte frumos! Unii pe podium, unii în față. Yeah.
Hai, mâinile în jos!